Shit, boy. Vine el. Oh, whoops. Ah, fuck, nu mai am glanțe de pistol, acum am observat. Da, miroase a boss fight curând, iar eu n-am glanțe de pistol. Fuck. Da, am healing. O, cred că e sus ăla. O, nici de astea nu mai multe. Hai mă! Suplex City! Ceva bun pe aici? Open. Oh. Ok, nimic bun aici. Ok, două opțiuni, pe unde trebuie să iau? A, nu-i doar în față. Dar și aici e ușă. Poate e ceva ammo pe aici, please ammo. Bă, dar ammo, frate! Lasă banii. Am ieșit afară. Ok. Boss fight arena? Pare a fi o zonă unde te bați cu cineva. Yep. Direct coche treaba. Knife fight! It's a bitch. Oh, fuck, m-am uitat la cea două secunde și am murit. God! E vina voastră, boys. Așa că și cei de pe YouTube la fel, mă distrageți. Okay. Poți dai skip, ok, să fiu atent aici care dintre cele două mișcări. Am uitat că există quick time în chestia asta. Zut, bitch. Oh, m-a zgriat. Been a long time, comrade. Oh, fuck. Krauser,
Okay, comrade. I died in a crash 2 years ago. Is that what they told you? You're the one who kidnapped Ashley. You got John quick, as expected. After all, avem cuțitul la același magazin. Ah, fix am apăsat. What do you want? The sample Sadler developed, that's all. Nice. Leave Ashley out of this. Oh, I needed her to buy Sadler's trust in me. Like you, I'm American. Se scuțite dar alate cu puncte de la Mega, mă. Uite ce mișto. Fac efecte pe ei. You got her involved just for that? Oh shit! Totul pentru o umbrelă? Almost let it slip. Enough talk. Die, comrade! Era X, nu C. Fuck. S-a schimbat din C în X în pana mea. Urăsc când se întâmplă asta. Băi, ce stupid e quick time în jocul ăsta, uneori mă jur. Dați-mi doar aia complicată ca Naruto, că era mai fun ăsta, sunt stupidă uneori. Să faci toată treaba asta? Again? Oh, nu chiar. You got her involved just for that? Almost the same. Hasaki! Deci știți că nebunile astea sunt mai grele decât par, boys. All for umbrella's sake. Umbrella? Almost let it slip. Enough talk. Die, comrade! Oh! Ada! Well, if it isn't the bitch in the red dress. Bitch. Looks like we have the upper hand here. Oh? You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? Pa. You knew each other? More or less. Fă la aceeași facultate. Maybe it's about time you told me the reason why you're here? Maybe some other time. Enjoy the reunion with your old friend. As a matter of fact, I did. Wonderful. I wouldn't want my special guests on the island feeling unattended. Guess I'm supposed to thank you, right? Ah, I have an idea. Since you're here, why don't I introduce you to it? It should keep you busy. Can't remember the name, huh? A senior moment, perhaps. Oh, enjoy the fun. Oh no. Oh no. Ce vrea să mai îmi dea? Ce trebuie să mă mai bat? It? Ca în filmul It? Sau care It? Unde Dumnezeu trebuie să merg? Oh, nu aici. Trimite pe Mr. X, boys, trimite pe Ricardo. Pogu, Ricardo. Bă, măcar dăm ammo sau ceva, dacă vrei să mă bag cu ceva. Ok. Ai, what? Hai să-ți bași picioarele. Ce pui mei asta?
X și 0 cu ochii mei încăcat că nu mai înțeleg nimica. What the f... Hai să-ți bagi picioarele. Bă! Da bine! Oh shit! What the fuck? There's no time for resting. Măcar de primeam ceva, știi? Dar mi-a dat nimica. Aia pare drăguță. Hai că ai făcut și tu o chestie de aia. Măi, că-mi dă și mie ceva. Un achievement, o chestie, I don't know. Te-ai simțit cool. Oh, cred că știu cu cine mă bat aici. E mâna stângă, boys. Ne batem cu mâna stângă. Doar că ăsta nu-i la fel de autistic ca celălalt, mi se pare. Am văzut ceva poză random odată și e celălalt gagiu. E predatorul care nu e predator. Da, mâna stângă. E băietul meu. Oh, și asta? Stai, cine e? Luis Memo. I'll report my findings about the Plaga here. The Plaga have three distinct characteristics. One, as mentioned previously, the Plagas have the ability to manipulate the behavior patterns of their host. Two, the Plagas are social organisms. By this, I mean that instead of living individually, they live in a perfect social harmony. It is believed that they have collective intelligence, deci au un hive mind. Okay, cool. This type of behavior can be seen among insects such as bees and ants. However, this kind of social behavior is rarely seen among parasitic organisms. Perhaps it was a learned behavior by the Plagas. I'm finding out this has any relationship with the first characteristic. Trait: the Plaga have exceptional adaptation skills. They are able to live off many kinds of organisms by creating symbiotic environment quickly. This ability, when combined with their social behaviors, allows them to interact intelligently between hosts, regardless the host organism. Deci, pe scurt, Plaga sunt foarte inteligente ca dracu. Și fac de toate. Și poate să controleze minți, se adaptează și jegoase. I'm ashamed to admit that my pure fascination with the Plaga is hindsight. In hindsight has blinded me to the true research objective of the Lost Illuminados. Ok, deci era popsa datorea că lui de Lost Plagas, da, aia. Deci pe scurt Plaga e 5000 IQ, boys. Asta vrea zic că băiatul meu aici, ce e asta? What's this? Chestii. Oh, nice. Deci pe scurt Plaga e foarte, foarte deșteaptă și chestii de genul ăla. Doar zic. Ok. Welcome. Să începem de asta. Da, e foarte five head. Și ce am observat? Gagiul ăsta meu de the seller, uneori are ochii roșii și uneori n-are. Trebuie care ideea cu asta. Thank you. Dar IQ divin. Thank you. What are you buying? Broken butterfly. Oh, pogu. Is that all? Thank you. Come back anytime. E că înțeleg că o fi mai mulți, dar ăsta are ochii roșii, uite-le. Ăsta n-are ochii roșii, ăsta e ochii normal. Deci cine știe care e explicaționes. Mamă, noi ne-am salvat la finalul capitolului? Ok, asta e treaba. Să-mi fi având coronavirus, boys. Buncăz. Ok, boss fight time. Cine ești tu? Vino și arată-te. Nu este nimeni încă pe aici. Stai puțin să combinăm niște prostii. Combine.
Bam. Am două de astea care să-mi mărească HP-ul în caz de orice, boys, deci suntem bine. Bă, dar suntem cam la înălțime, frate, nu prea-mi place așa aici, să fiu sincer. Prea sus să mă simt confortabil. What the fuck e asta? Ok, deci e o întreagă chestie de coridoare și drăcii care nu arată deloc fun. E un fel de labirint. Ok. Cred că o să fie plin de căcat pe aici. Doar zic. Bip, bip. Pe bune, nu auzi? Oh, e trackerul. Ashley. Ne-a dat cu gibet. Oh. What is that? Ew. Ew, what the fuck? Eu... Cum am ajuns aici? Ok, chestia asta cum se presupune să o batem sau nu trebuie să o batem? A, da, mă, e celălalt, e mâna stângă, chat. Oh, god. Shit. Ok. 1, 2, 3, 4, am să mor acum așa. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 7, 7, 25, ok, am murit. Actually, not dead. Unde mă aflu? Scuze-mă puțin. Dar nu mă mai întoarce cu... Ok, sunt și cu armă pe care nu pot să o folosesc, îmi place. Dodged. Tocmai, uiii. Ce se... Wait, de ce nu mă lasă să... Să trag în ăla? Oh my god, trebuie să tragi în chestia aia. Oh, serios? Pe bune, că trebuie să tragem mizeria aia? Shit, oare-ți dau heal? Ok, am să presupun că nu mor. Nice. Nice coc. La la. Oh, dar shit damage. Ce zicea că trebuie să fac? Trebuie să aștept? Am luat tot ce, era de la de aici. Oh. Oh, ok. Practic așa damage mizerie. Fuck. Ok, grozav. Grozav, s-a întors Naromica. Îmi place Naromica asta. Ok, îl văd aia. Ideea e că așa damage cât de cât nu mă omoară. Ba, da, mă omoară. Ok, fără, deci trebuie să mă heal-ui acolo, vreau să mă asigur de asta. Ok, nu-mi place deloc lupta asta, atât pot să zic. E lupta ce necesită mișcare rapidă și să te întorci repede în anumite unghiuri, nu e deloc fun. Deci 3 hituri. La al treilea hit mereu trebuie să fac ceva. Notă personală, deci ca să știu sigur de asta. Dar își ia damage. Ideea e că își ia damage, dar nu știu exact cât trebuie să trag în el ca să-și ia damage-ul respectiv. Da, nici nu e spațiu, adică, bine, poți să te strecori pe lângă el. E ok, nu zic nu, dar în același timp nu prea merge. Știi, să te strecori sau ceva. Deci la 3 hituri trebuie, dacă mi-a luat 2 hituri deja ar trebui să mă heal-ui. Ok. Deci de aici ar trebui deja să mă heal-ui, sincer. Ok, el s-a dus în partea alta, deci ar trebui să le evit acolo. Hai să ne ducem aici. Ok, am dat. Dodge. Use. N-am nevoie de toate.
adă una. Nu, n-arată ca de la care ar avea larve pe el, boys. Nu-i de la. Ok, stai puțin. Parcă pot să, poate pot să fac rost de un unghi bun de a împușca becul ăla verde. N-am de unde decât aici. Ok, mai trebuie să mai găsesc una. What the? Ok, deci nu e aici. Uite la aici. Nu trebuie să mă heal-ui încă, rezist la asta, e ok. Așa. Înainte de toate, verde ceva, nu? S-a activat ăsta. O, iar ăsta. Uuuu! Shit, degeaba fac ceea ce vreau să fac acum, că n-o să meargă. Sau da. Frate, nu îl văd. Ok. Ok, cumva m-a ratat. Cumva m-a ratat din nou. Au. Partea nasoală e că nu mai am ammo de care trebuie. Bă, loc, dracu să tăia de chestie. Stai cu butoane. Yay! Victorie! Woo! 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 Nu trebuie să fi consumat aia, dar să zicem, vreau să fi consumat altfel. Yeah, boy! Nice! Da, nu e gata. Dar voiam să verific ușa din stânga. Now what? Hmm. Bă, niște uși pe aici. Sincer, mi-ar plăcea dacă s-ar vedea jocul așa de depărtat, TBH. Nu pot să-l fac să vin aici, să se deschid ușa. Ok. Cred că n-aș putea bombarda, frate, cu o rachetă. Să încerc? Yeah, fuck it. Hmm.
Aparent astea erau... Oh, 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 oh! Not dead yet! Bă, dar stai mă! Asta nu folosesc niciodată. Gata! Acum e mort. No, nu pot să-l blochez pentru că știe să spargă uși. A fost ok, se putea mai bine. Ai că am irosit ca multe resurse pe anumite chestii, puteam să fac asta la început și era gata treaba. Dar hei, better late than sorry. 50.000 de patatas, holy fuck. That's a lot of potatoes. Și o țără de ăsta. Hai să o combinăm cu ceva. Așa. Mamă, 2 kg grămadă chestia aia combinat. Holy shit. Ok, ceva bun pe aici înainte de toate. Oh my god, 100 de locuri. Practic trebuie să o iei în față, deci aici nu e nimic folositor. Stai, mă duci undeva. Oh my god, și asta te duci undeva. Să mă duce pe partea alaltă dacă vreau să mă întorc. A, dar nu vreau să mă întorc, e ok. No, nu mă interesează aspectul ăsta. Să am nevoie de mai târziu de el. Dar nu acum. Progres, băieți. Progres. Suntem pe modul progression. E bombițe. Și mă gândeam acum când trebuie ceva din partea alaltă, știi? Iriesta, Coleslo, Kek W. Nu, no, nimic, niciuna. Nici măcar... Oh. A, mai e ăsta, mă. Ăsta e Dorel care a rămas săracu în afara partiului, știi, și acum e dezamăgit că el a fost exclus din toată treaba. Well. Sucks to be him. Știi cum e aia? Nu poți mulțumi pe toată lumea acum. Bă, măcar ne-a dat ammo. Partea bună. Oh, fuck, mai e și aici ceva. Fiate că puteam să ieșim și aici. Stai, oare ar trebui să venim aici? Oh, nu, asta e ceva underground pentru save și chestii. Asta e drăguț dacă ai un save point aici jos. Yep. Aici e save point. Și aici ce e? Cămăruță. Cu chestii. Secret room cu bani și patatas. Oh, o scrisoare. Krauser note. Turns out that old man Sadler wasn't buying me from the start. Ok, deci Sadler ăla știa deja că Krauser ăsta e un bulangiu. Even though I succeed in Konami, Ashley, I sort send when Sadler did not completely let me into the loop. I understand the circumstances. I had no other alternative but to call for her assistance. Deci Krauser a chemat-o pe Ada. Ok, perhaps she knew this was the way it was going to turn all along. Ok, Ada știa că Sadler e un bulangiu. My guess is that her ultimate goal might be different from Wesker's and mine. Ok, deci Krauser e în braslă cu Wesker, Ada nu-i prea în braslă cu Wesker, deci e bine. This is just the perfect opportunity to find out after I get rid of Leon and retrieve the sample, I'll put her in a body bag along with Leon and send them both to Wesker. Ok, deci Krauser vrea să ne cam catche pe amândoi. Welcome. Ma boy, ei, ăsta are ochii roșii, boys. Ăsta este posedat. Things on sale. What are you selling? What are you selling? Nu știu. Ce vând? Nimic bun. What are you buying? Upgrade-uri, boss, ăsta vreau să cumpăr. Special vorbim de upgrade-uri de zero. Ai mizeria asta de o grămadă. Ok. Thank you. De fapt, mai what e ceva? You buying? What are you buying? Nu știu ce mai buying. Prea mai avem bani de nimic ca domnule buying. Ups. Come back anytime.
And save. Nice. Nice cock, boys. Ok. Și asta cred că ne face să ieșim undeva acolo, dar vreau să ies pe mod normal, pentru că acolo era o plantă pe care vreau să o iau. Nu de alta. Mai avem două capitole fără asta. Oh, aici era ceva. Oh, cool. Na, 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 na. Autosave? N-ai cum să dai un autosave, dar se numește autosave, pentru că e auto. Quick save, dar nu poți dai quick save. Save-ul în jocul ăsta să dau doar la chestia aia, așa că n-ai ce faci. Galbenă. Ah, dar nu mai am verde, pentru că am fost fraier și am consumat acolo. Well, shit. Well, cock. Am uitat să vând TMP-ul ăla. De trebuia să iau pe acolo. Să zicem. Mergi. Nu, jocul ăsta e în Mexic, nu e în Spania, nu în Mexic. Nu fiți de ea. Gata. Jocul se întâmplă în Uganda. True. Da, noi acum mergem să salvăm pe Commando Alex. Sau cum era ăla. Ioi, asta arată ca Ultimate Fortress. Aici arată ca un battlefield complet, deci cred că o să am ce face. Am înțeles. Ori asta, ori e boss fight aici. Arată ca și cum probabil o să fiu atacat din toate direcțiile. Sex dungeon. Sau ceva. Krauser 2. Oh shit, și-a făcut war paint-ul. She's beyond that gate. Oh. Nice. But you'll need three insignias to open it. Grozav, she? What are you gonna do, Krauser? There's one in the north. Okay. And the other in the east. Come on. And let me guess. You got the last one. It pretty much means you're on a tight leash. Sounds like you thought this one out pretty well. What the fuck? Literalmente încearcă să ne bată cu cea mai slabă armă din joc. Pare să încerc să-l bat. Oh shit, ok, TMP-ul lui e mai bun. De ce TMP-ul lui dă mai mult damage? No clip! Era white aici, nu? Oh, a văzut bine. Ok, scuză-mă puțin, Kaiser. Eu încerc să fug, dar încerc să-mi dau seama unde vreau să fug în același timp. Așa. Stai mă, o țâră, a zis că e în direcții și toate alea. Presupun că asta nu moare, nu? Gen, nu pe aici. O să sar pe aici jos? Nu, nu poți. Literalmente sunt blocat pe aici, din câte văd. Oh, trebuie să folosesc magnumul pe el. Oh, e o ușă acolo, never mind, am văzut o ușă. Dar stai puțin. What the fuck? Aici îți trebuie insignele alea, ok.
Să fiu sincer, muzica de boss e cam slabă. Ok. Fuck. Shit. De dracovenie e chestia aia. Au. Prima bucată. Nice. Oh shit, iară trebuie să fie quick time eventing. What do you intend to do restoring Umbrella? To bring order and balance to this insane world of ours. A psycho like you can't bring order or balance. You don't seriously think a conservative mind can chart a new course for the world, do you? Oh. Stai puțin ca maiure, să fiu sincer, mă pui în aceeași oală cu băiatul. Eu neavând mari șanse să mă pot feri. Adică pur și simplu dodge-ul, pot să sar aici? Nu pot. Nice. Bă, dar mai calmează-te în pana mea. Lasă-mă cu dăstele tale. Don't just stand there. Come out and fight like a man. I'm not falling for that one. Just trying to have fun. Au, și acum trebuie să sar pe acolo sau ce? Ce morții ei mai așa? Oh, trebuie să o împingi. Dar cum o tragi? Poți să o tragi? Nu poți să o tragi. Crosser, sper că ai răbdare să împingi și drăcia asta până pe punctul de acolo, nu? Adică nu te grăbești nicăieri, adică pana mea. E irrelevant ceea ce crezi tu oricum. E bine? Nu cred că e bine, mai dăm o tură. Așa. Ok, s-au deschis toate acum. Nice. Și acum poți deschide ușa aia de jos de acolo. Ok. Deci să mă duc înapoi, deschid ușa. Nu știu ce, dar lupta cu asta nu mi se pare așa de înspăimântătoare, sincer. Ok, ăla mă sperie mai mult decât Krauser, să fiu sincer. Cred că am o plantă separată, nu-i așa? N-am. Ok, combine. Nu cred că am nevoie să mă heal-ui încă e cam de vreme pentru un healing. Ok, vreau să mă asigur că distrug toate alea. Ai o plantă singură pot să o dau, dar... Nici n-au arii așa mare, what the fuck? Cred că o să folosesc o plantă totuși, una micuță atâta. What is it that you fight for, comrade? For bitches, I suppose. Umbrella.
Ok, cu aia și drone zburătoare. Asta e drăguț. Oh, nice. De asta am de aia cu roșu. Am de aia, super. Mama, nu m-a dus de extins HP-ul, nu glumă. N-am să risc. De aia că îmi mărește HP-ul, de aia am riscat. De altfel n-aș fi riscat. Bă, am cam toate upgrade-urile să măresc viața la maxim, though. Pog. Dați-o pasta, boys. Și aici e ultima bucată, nu? Parcă nu e aici, e pe chestia aia, balustradă. Pe margine. Ok, și acum trebuie să mă duc înapoi jos. Bine, trebuie să-l bat pe ăsta. Când dea bucata. Two down, one more to go, Krauser. We'll see about that. Se flexează pe noi, boys. Eww! Prea mult masturbation îți creează chestia asta. Witness the power. You've lost it completely. Prototype. Prepare for your death, Leon. What the? Ok, runda care se ferește iar ca disperatul. Okay, heal time. Ok, va trebui să hit, să încărcăm acum. Ok, se ferește acum. Ok, văd că atacă. Ok, iar se ferește. Ok, iar se ferește. Gata. Easy. Vedeți ce? Te-ai prins de schemă, deja nu mai contează. I told you. Easy. Și mai aveam și un minut în care puteam să mă distrez. Dar m-a spărat ammo de magnum, asta e partea în zonă. Uiii. Și nu înțeleg de ce mai apare scara aia, nu e ca și cum mai am nevoie de ea. Ok, unde era ușa aia? Ah, lol, aici e ușa. Să se dau pe toate pe rând, e atât de stupid. Cea mai cretinească mecanică ever. Fix un minut mai aveam la dispoziție să ne fățim pe aici. Eee, Macarena. Pana. Chapter 5-4. It's over. Ah, acum urmează 5-4, mai avem 5-4 și 5-5, mă, mai avem destul. Nice cock. Nice cock. Ok. Plantă. Deși am mai multe heal-uri acum față de cât am folosit prima oară când am murit. Ore. Bă, am terminat relativ decent, adică lumea spunea în general că are 14 ore, nu cred că mai încă alte 2 ore să-l terminăm. So, it seems you killed Krauser too. Îmi place că știi să ții evidența. How shall I return my appreciation? What are you talking about? I thought he was with you. What are you talking about? Did you really think I'd trust an American? I chatted with that. To tell you the truth, I was contemplating how to get rid of him. But thanks to you, that's no longer necessary. Yeah. You were just using him right from the start. Oh, I must hand it to you. You've demonstrated quite a bit of promise by killing Krauser. When your assimilation with Las Plagas is complete, I'll have you serve as my guard.
Unfortunately, I'm gonna have to decline your generous offer. I have prior engagements. Oh, bine, mă, tu. Enjoy your smart mouthing while you can.